Mergem câteva secunde în Piața Victoriei, acolo unde s-au strâns câteva sute de persoane în protestul anti-PSD consacrat. Nu știu dacă putem auzi și atmosfera. Sunt oameni mai puțin decât de obicei, dar cu siguranță ei se bucură. Înțeleg de la colegii mei din Piața Victoriei că protestatarii anti-PSD au pus și odă bucuriei în momentul în care au zis că Liviu Dragnea a fost condamnat.